un creator de modă a conceput costumele pe care le-au purtat fostul guvernator al Transilvaniei și soția acestuia. Costumele sunt tipologia habita la francez și roba la francez. Sunt specifice pentru secolul al XVIII-lea, a doua jumătate. Particulare, în punctul de vedere al proiului, sunt mânecile rochiei, sunt mânecă pagodă, o engajat. Cele două costume principale au fost realizate după portretele baronului Samuel von Bruckenthal. Accesoriile sunt cele pe care le întâlnim și în portrete, da? Cercei cu perle, colier de perle. În toate muzeele mari ale lumii care sunt înființate, să zicem, de o vreme, Muzeul Bruckenthal este al treilea muzeu public din lume ca înființare. Există personaje ale epocii, o parte din personal este echipat într-un echipament, în veșminte specifice epocii în care muzeul a pornit, sau uneori chiar mai vechi. Cei care au dat viață personajelor de poveste s-au simțit nemaipomenit în pielea baronului Bruckenthal și a Sofiei. A fost destul de interesant și de ciudat să vin după atâtea sute, de atâtea secole să revin aici și să găsesc oameni noi și diferiți. E o provocare și nu vreau să fiu niciodată anchilozat. Atât Sofia von Bruckenthal cât și baronul au reprezentat personaje istorice importante. Eu mă simt onorată să pot îmbrăca un costum replică după cel al Sofiei și cred că este un bun mod de promovare atât pentru Muzeul Național Bruckenthal cât și pentru orașul Sibiu. Trecătorii curioși s-au oprit, i-au admirat, iar norocoșii au avut ocazia să se fotografieze cu soții Bruckenthal. Treabă frumoasă, idee minunată. Foarte, foarte bună. Și Sibiu merită asemenea lucruri și ne bucurăm. După terminarea acestui eveniment, costumele vor fi expuse în cadrul Muzeului Bruckenthal. Ele vor fi îmbrăcate și cu alte ocazii.